Cu ocazia zilei de 8 martie, Primăria Reghin a pregătit pentru marți, 7 martie, la Casa de Cultură a Tineretului, spectacolul intitulat Drag-mi-e cântecul și jocul, pe care l-a dedicat tuturor doamnelor și domnișoarelor. Pe scenă au urcat ansamblurile Stejorelul și Mugurelul de la Clubul Copiilor Reghin, Floricică de Petău din Fărăgău, Plaiuri Mureșene din Târgu Mureș, ansamblul Casei de Cultură Gazdă, Vatradorului, coordonat de Stelian Friciu. Publicul a mai avut parte de reprezentații date de ansambluri de dansuri țigănești, dansuri moderne prezentate de copilașii pregătiți de Adina Ința. Mici interpreți de muzică populară au oferit recitaluri. Este o seară dedicată zilei de 8 martie, dedicată tuturor femeilor, doamnelor, domnișoarelor, de ce nu? Este o seară specială, deja suntem învățați cu această activitate, este tradițională la noi în Casa de Cultură. Se datorează, bineînțeles, domnului Teodor Frâncu, profesor coregraf a trupei ansamblului Stejerelului, al Casei de Cultură a Tineretului, și este activitate organizată în parteneriat cu Clubul Copiilor și, bineînțeles, susținuți de Primăria și Consiliul Local Reghin. Ce poate să fie mai frumos decât portul tradițional autentic românesc să se poarte într-o zi de sărbătoare pe scenă, să promovăm tinerile talente și, de ce nu, să ducem mai departe tradiția și portul nostru românesc. Se vede că sala e din nou plină. Da, ne bucurăm și de obicei activitățile noastre sunt onorate de public, așa că nu putem decât să le mulțumim că sunt alături de noi și așteptăm de câte ori este posibil să celebreze fiecare acțiune culturală pe care noi o realizăm în Casa de Cultură și, de ce nu, fiindcă este realizată pentru ei, să facă parte din ansamblu compozițional, cum îmi place mie din punct de vedere artistic să spun, al activităților noastre. Ca de fiecare dată, fiind o tradiție în Casa de Cultură a Tineretului, Ziua Mamei, programul este foarte încărcat, dar încărcat cu muzică, dans, cu glasurile, cu voieșia copiilor, aparținând Clubului Copiilor, ansamblu Stejerelul și foarte, foarte mulți copii talentați care astăzi nu fac altceva decât să-și deschidă sufletul, inima pentru cea care le-a dat viață, cea care le este alături în fiecare zi, mama. Mama, iar în acest cuvânt, dragele mele, dragele noastre, se adună foarte multe, foarte multe emoții și foarte multă dragoste, iubire, nu doar pentru copii, ci pentru tot ce este frumos pe acest pământ. Și nu pot decât să spun la mulți ani, dragă mamă! Astăzi am pregătit o suită de dansuri populare românești, dansuri din Oltenia, dans moldovenesc, dans pe Valea Sobișului. Avem un program foarte vast, plus soliste de muzică populară, avem soliști de muzică populară. Cu ocazia acestui eveniment foarte important de Ziua Mamelor Dragi, care sunt cele mai scumpe și mai prețioase ființe de pe pământ. Copiii care vedeți dumneavoastră aici sunt, dau ansamblu, ansamblu Mugurelu de la Clubul Copiilor Reghin, unde eu activez ca profesor, și ansamblu Stejerelul de la Casa de Cultură George Enescu. Acum au un program vast și soliste și dansuri populare și o să vedeți pe parcursul programului. Ce vârste au? De cât timp se pregătesc? Clasa 0 până la clasa 8. Fiecare, la 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 la
Mulțumim!